Când Hamas a trecut granița din fâșia Gaza și a atacat Israelul pe 7 octombrie 2023, astăzi un an de zile, milioane de vieți s-au schimbat pentru totdeauna. De atunci Israelul nu a încetat riposta în fâșia Gaza în încercarea de a elimina gruparea, iar recent a deschis un nou front la granița cu Liban, unde sunt bombardate potrivit armatei israeliene pozițiile Hezbollah. În ambele părți, civilii sunt singurele victime. În timpul atacului din 7 octombrie 2023, peste 1200 de israelieni au murit și alți 250 au fost luați ostatici. Dintre aceștia, 97 se află încă acolo, însă se presupune că doar 64 dintre ei mai sunt în viață. De când Israelul a început să bombardeze fâșia Gaza pentru a elimina Hamas, 41.000 de oameni au murit, iar alți 96.000 au fost răniți. Armata israeliană estima în luna august că 17.000 dintre cei care au murit sunt luptători Hamas. În Liban, 2.000 de oameni, majoritatea civili, au murit de când Israelul și-a intensificat atacurile. Peste 700 de palestinieni și-au pierdut viața în raidurile din Cisjordania, iar alți peste 6.000 au fost răniți. Era 6.30 când s-au tras primele focuri de armă. Mai mulți luptători Hamas au luat cu asalt kibuțul Kfar Azah, trecând prin gardul de graniță cu Gaza pe care l-au doborât. Locuitorii s-au ascuns în adăposturi, nefiind siguri de ceea ce se întâmplă afară. Kibuțul la 3 km distanță de granița cu Gaza a fost unul din primele atacate în acea dimineață de sâmbătă. Părea sfârșitul lumii în acea octombrie. Casa se zguduia cu mine de la toate rachetele care veneau din Gaza, spune o locuitoare a kibuțului. În jurul orei 9 a fost al doilea val al atacului. Până la sosirea armatei israeliene au trecut 12 ore, iar lupta pentru recucerirea Kfar Azah a durat câteva zile. În cele din urmă, marți dimineața, după 3 zile și jumătate de violențe, lupta pentru kibuț s-a încheiat. 18 dintre locuitori au fost luați ostatici de Hamas. Unii morți, alții vii, au fost forțați să intre în Gaza. În acest moment, mii de luptători Hamas erau implicați în atac, iar acestora li se alăturaseră și alți luptători militanți din Gaza. De-a lungul graniței cu Israelul, aceștia au năvălit prin kibuțuri. Armata israeliană a intervenit în mai multe locuri. Peste 60 de soldați israelieni au fost uciși în acea zi. Urmările atacului sunt vizibile și în prezent. Kfar Azah este astăzi un sat fantomă. Puțini oameni s-au întors acolo. Unii au refuzat să revină chiar dacă locuințele sunt încă în picioare. Shar Shurman simte însă că nu a avut altă opțiune. El și soția sa gătesc acum pentru soldații israelieni staționați la graniță și speră că viața din kibuț va reveni curând. Nu am văzut nicio altă opțiune decât să trăiesc în casa mea pe pământul meu. E ceea ce datorez acestei țări, ceea ce datorez tatălui meu, spunea el. După un an, mulți dintre locuitorii din Kfar Azah trăiesc însă temporar într-un kibuț de nord la Tel Aviv, încă bântuiți de ziua din 7 octombrie. Unii sunt supărați că au fost abandonați. De atunci, proteste săptămânale masive au avut loc în Israel, cerând încetarea focului și un acord privind ostaticii. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în speranța că prim-ministrul israelian Netanyahu va asculta și va acționa. Asta nu s-a întâmplat încă. Din contră, premierul are acum o poziție mult mai puternică, iar atacul a reunit un Israel divizat. Tensiunile legate de reformele judiciare promovate de guvernul de dreapta ale lui Netanyahu au fost uitate în timp ce forțele de apărare israeliene au început să distrugă Hamas. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Israelian pentru Democrație, 80% din israelieni susțin invazia armatei în Liban început acum câteva săptămâni după deja un an de război în Gaza. Puține au crezut însă că războiul va dura atât de mult. Netanyahu s-a agățat cu abilitate și ar spune criticii săi cu cinism de putere, chiar dacă a refuzat să accepte orice responsabilitate pentru atacurile din 7 octombrie. Popularitatea sa e mai mare acum în urma asasinatelor pe scară largă ale liderilor Hezbollah decât a fost timp de multe luni. Și dacă puțini ar fi pariat împotriva rămânerii sale în funcție până la alegerile programate pentru 2026, acum mulți cred că le va câștiga. Netanyahu nu a reușit să propună un plan pentru Gaza, iar Hamas începe să reapară nordul fâșiei. Guvernul israelian a descris invazia din Liban ca fiind limitată și țintită, dar nu a prezentat nicio strategie de ieșire. Invazia are doar câteva zile, dar dă semne că va deveni un alt conflict prelungit. Rudele ostaticilor consideră că Netanyahu a evitat în mod deliberat să încheie un acord cu Hamas și prin urmare îl cataloguează drept un criminal.
Eliberată în noiembrie anul trecut, Aviva Siegel a fost eliberată. Soțul ei e încă în fâșia Gaza. Într-o dimineață când era încă o statică împreună, și-a luat revedere în grabă, iar de atunci nu mai știe nimic despre soțul ei. M-am plecat spre el și i-am spus că plec în Israel și că trebuie să fie puternic pentru mine, iar eu voi fi puternică pentru el. Și așa ne-am despărțit, el nu a spus niciun cuvânt. Atacul din 7 octombrie a schimbat totul pentru noi. Pentru milioane de oameni a fost ziua în care viața normală s-a oprit. Un an mai târziu, războiul din Gaza continuă și conflictul s-a extins deja în întreaga regiune. În prezent, tensiunile cu Iranul sunt și ele la cote ridicate. Săptămâna trecută, regimul de la Teheran a atacat 180 de rachete Israelul, care a promis că va răspunde. Riposta e încă așteptată. În schimb, Netanyahu le-a promis din nou israelienilor victoria totală asupra inamicilor. Nu e clar când și cum va avea loc. Probabil în ultimele zile ai fost bombardat de știri din media despre conflictul dintre fâșia Gaza și Israel, termeni vagi despre Palestina, pământul împărțit în două, Israel susținut de SUA, arabi care se ceartă cu evrei, fiecare cu adevărul lor și fiecare cerându-și drepturile lui. Dar pe scurt, istoria stă cam așa, ca să înțelegeți contextul istoriei și, până la urmă, de ce se ceartă aceste două neamuri de acolo. Așadar, primii locuitori acolo au fost evreii, indubitabil. Avem asta atestat în istorie în cărți vechi de mii de ani. Locul se numea Iudeea sau Canaan, iar cu mii de ani în urmă, mult înainte de Hristos, pământul acela era deja al evreilor. Dacă citiți Vechiul Testament și istoria lor, veți vedea cine au fost primii acolo. Apoi, în Ierusalim, evreii și-au construit celebrul templu, centru religiei lor. Iar în timpul lui Isus, era deja o construcție foarte veche și atunci, legendară la momentul ăla. Romanii i-au ocupat și după revolte violente ale evreilor contra ocupației, romanii au distrus templul. Foarte mulți evrei au fugit de acolo și s-au stabilit în alte zone din Imperiul Roman, adică în toată Europa, practic. După ce creștinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, au construit în Ierusalim bisericile. La mii de ani după ce au fost construit templul lor, evreilor le-a fost interzis accesul în Ierusalim. Acum vin în schemă arabii, care au intrat în Palestina lor sau în Iudeea după perioada lui Mohamed, prin invazii repetate, așa cum au fost peste tot, după 700 după Hristos. După ce au capturat acolo puterea și au făcut și o moschee mare în Ierusalim, fix peste ruinele templului evreiesc, o chestie destul de brutală și cumplit de sensibilă și acum, e cumva cronologic ultima construcție religioasă de acolo. Prima a fost templul, a doua biserica creștină și ultima moschea la sute de ani după biserica creștină și la mii de ani după templul evreiesc. Asta ca să aveți și o cronologie a faptelor. Având puterea totală, în acea perioadă arabii i-au alungat pe ultimii evrei care s-au refugiat în Europa. Iar acum s-au întors și și-au făcut un stat fix pe locul lor istoric, Israel. Nu aveau altundeva să meargă, după ce europenii i-au masacrat în masă în al doilea război mondial. Asta pe scurt, ca să vedeți cine au fost primii. În timpul celui de-al doilea război mondial, Stalin promisese trimisului americanilor la Moscova, cât și comunităților evreiești internaționale, peninsula Crimea pentru a fi fondat acolo statul Israel. În acei ani, Stalin avea mare nevoie de evrei din SUA pentru a face lobby în scopul primirii unor ajutoare masive din SUA. Tot în acea perioadă și pentru aceleași motive, Stalin a mai trimis în SUA pe soția lui, care menținuse contacte cu evrei americani și cu cei din Anglia și care avea un frate în SUA. Soția ministrului de externe mai era prietenă cu Golda Meir și cu soția lui Stalin. Cu toate acestea, Stalin nu s-a sfiit să ordone deportarea soției lui în 49. După război, Stalin s-a răzgândit și nu a mai oferit Crimea evreilor. În 47, cu ocazia dezbaterilor din cadrul ONU, reprezentantul URSS a declarat solemn că această hotărâre de creare a statului Israel corespunde nevoii legitime a poporului evreu care nu are încă o țară și un pământ al său. La 9 decembrie 1949, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția privind internaționalizarea orașului Ierusalim, iar printr-o altă hotărâre, aceeași Adunare Generală a cerut Israelului să părăsească orașul. Statul Israel a respins internaționalizarea și la 29 ianuarie 1950, Parlamentul l-a proclamat capitala țării.
Situația apărută după înființarea statului Israel și ocuparea primelor teritorii palestiniene a stabilit și multiplicat sentimentele de încordare între palestinieni și izraelieni, culminând cu războaiele din 56 și 67. Acum, cel mai recent conflict pe care îl vedem cu toții la TV este din cauza unor fapte de acum o lună și a început atunci când a început Ramadanul, iar palestinienii s-au plâns de ceea ce ei numesc restricții inutile severe din partea poliției izraeliene, care nu le-a permis să se strângă în Ierusalimul vechi sau orașul vechi, așa cum o cere tradiția neoficială, oraș sfânt și pentru ei. Pe fondul creșterii tensiunilor a existat și o creștere a violenței, iar multe filmări distribuite în mediul online arată ciocniri violente între evrei și palestinieni. Evenimentele au culminat la sfârșitul lunii aprilie, când sute de izraelieni de extremă dreaptă au mers pe străzile orașului scandând moarte arabilor și s-au confruntat cu palestinienii. Asta a umplut paharul. Acum, tensiunile au fost alimentate și înaintea unei decizii a unei curți izraeliene care era programată luni. Autoritățile trebuiau să decidă dacă vor evacua zeci de palestinieni din cartierul Jarrah din Ierusalimul de Est și vor da casele lor coloniștilor evrei. Iar în aceeași zi, mii de naționaliști izraelieni aveau programat un marș prin cartierele musulmane din orașul vechi. O paradă provocatoare care ar fi celebrat capturarea orașului de către Israel în 1967. Familiile evreiești susțin că și-au pierdut pământul din cartierul Jarrah în timpul unui război când statul modern Israel și-a declarat independența în 1948. În acel conflict, sute de mii de palestinieni au fost de asemenea strămutați. Două decenii mai târziu, Israelul a capturat Ierusalimul de Est de la forțele iordaniene în războiul din 67 și ulterior l-au anexat. Conform legislației izraeliene, evreii care își pot dovedi titlul anterior anului 48 își pot revendica acum proprietățile din Ierusalim. Nu există nicio lege similară pentru palestinienii care au pierdut casele din Ierusalimul de Vest. Ierusalimul deci a fost întotdeauna centrul crizei izraeliano-palestiniene, cu locațiile sale sfinte venerate în aceeași măsură și de evrei și de musulmani. Zidul Plângerii al orașului vechi face parte din cel mai sfânt loc din iudaism, muntele Templului. De asemenea, face parte din sanctuarul nobil alături de cupola stâncii și moscheea Al-Aqsa, al treilea cel mai sfânt loc din islam. Nu a existat niciodată un moment în care să existe o liniște deplină în Israel și Palestina. Palestina e un teritoriu situat la sud-est de Marea Mediterană, iar noțiunea de Palestina a avut în decursul timpului semnificații geografice și geopolitice distincte. Palestina e identificată de regulă cu Țara Israel a evreilor sau Țara Sfântă, în limba arabă fiind denumită Filastin. Ea deține o importanță majoră pentru cele trei mari religii monoteiste. Sursele antice transmise pe calea tradiției religioase au deținut dominanța în istoriografia acestei regiuni, istoriografie care a început să fie îmbogățită prin perspectiva descoperirilor arheologice. După atâtea rachete trase de Hamas spre Israel, probabil te întrebi cum de mai există clădiri în picioare sau cum de nu e totul praf și pulbere pe teritoriul izraelian. De 7 zile încoace se trag rachete în serie spre Israel. Ei bine, lucrurile sunt oarecum într-un control, datorită unui scut antirachetă activat în 2011 de Israel, care poate intercepta și distruge orice rachetă vine spre ei. Poate că ai auzit deja de Iron Dome. De altfel, în situația actuală, răspunsul acestui scut a avut o eficacitate de 90%. Dar până la urmă, ce e scutul acesta? Cum funcționează el? Cine l-a făcut și ce tehnologie are la bază acest Iron Dome din Israel? Hamas dispune de un arsenal uriaș, alcătuit din numai puțin de 7 tipuri de rachete sol-sol, cu raze diferite de acțiune. Multe dintre acestea sunt rachete artizanale create în diverse ateliere și depozite din fâșia Gaza, un veritabil program de industrie locală dezvoltat conform oficialilor izraelieni sub directă asistență a experților iranieni. De altfel, aceste arsenale și depozite au și fost ținta atacurilor armate izraeliene. Vineri, Israelul a lansat atacuri aeriene și tiruri de artilerii împotriva unei rețele de tuneluri subterane din Gaza.
folosite de gherilele Hamas pe fondul atacurilor persistente cu rachete asupra orașelor izraeliene. Replica Israelului la atacurile Hamas a venit prin intermediul acestui scut antirachetă denumit Iron Dome, un sistem de apărare antirachetă dezvoltat de firmele izraeliene Rafael Advanced Defense Systems, cu sprijinul financiar și suportul tehnic, bineînțeles, al Statelor Unite. Procesul de interceptare a rachetelor de către Iron Dome e quasi-automatizat. În momentul când un astfel de proiectil apare pe radarele Iron Dome, unitatea de comandă a bateriei analizează traiectoria proiectilului și decide dacă ținta merită să fie interceptată. Fiecare sistem de lansare include 20 de interceptori, Tamir, care au o rază de acțiune de 40 de kilometri. În cazul în care racheta nu zboară drept și trebuie să manevreze în jurul țintei, această rază se scurtează automat. Costul unui interceptor variază între 20.000 și $100.000. Comparativ, o rachetă artizanală Hamas are un cost de fabricație undeva la $500. Rachetele Al-Qassam sunt extrem de rudimentare, le lipsește orice fel de sistem de ghidare sau navigație. Sunt pur și simplu lansate orbește asupra țintelor. Odată aflate în cer, totul se transformă într-o loterie. Până acum, Iron Dome și-a dovedit eficiența în interceptarea proiectilelor Hamas, dar, la fel ca orice alt sistem antirachetă, are un călcâi al lui Ahile, existența unui așa numit prag de saturație, un număr maxim de rachete, de la care sistemul e copleșit și nu mai poate face față simultan tuturor amenințărilor. Odată depășit acest prag critic, vor exista rachete sau proiectile care vor trece prin acest scut. De asemenea, aici intervine și un joc al numerelor. Cât de repede și cât de multe rachete poate construi și lansa tabăra adversă, comparativ cu cât de repede le poți distruge sau cât de repede poți înlocui interceptorii trași cu unii noi. Astfel, recentele atacuri ale Hamas pot fi privite conform Forbes și ca o tentativă a palestinienilor de a testa eventualele slăbiciuni ale Iron Dome și de a afla nivelul acestui prag de saturație. O singură baterie Iron Dome constă în 3 sau 4 unități de lansare, fiecare prevăzută cu 20 de interceptori. Aceasta înseamnă, matematic, între 60 și 80 de interceptări pe baterie. În cazul în care vorbim despre minimum 15 baterii complet echipate cu câte 4 unități de lansare, numărul total de interceptori gata de lansare e de 1200. Acest scut e de fapt un sistem C-RAM, destinat cu precădere interceptării catiușelor și rachetelor cu rază scurtă de acțiune ori a proiectilelor de artilerie clasică, obuze sau mortiere. Pentru amenințările cu rază medie și lungă de acțiune, inclusiv avioane, drone sau rachete balistice cu rază medie și lungă de acțiune, Israelul are alte două sisteme separatoare botezate praștia lui David și săgeata. Un prim test pe viu al praștiei lui David a avut loc în 2018 ca măsură de precauție împotriva unor rachete balistice de tip SS-21, lansate de forțele guvernamentale siriene. Rachetele au căzut în teritoriul sirian și au fost lansate în cadrul conflictului sirian, potrivit unui comunicat militar care nu explică dacă ele au fost doborâte. Așadar, acest scut Iron Dome se bazează pe un sistem de analiză radar pentru a depista o amenințare. Lansează un interceptor numai dacă proiectilul amenință să lovească zone populate sau infrastructură de bază. Interceptorii sunt lansați vertical, fie de unități mobile, fie din puncte fixe. Ei lovesc racheta în aer și produc o explozie care se vede ca o lumină pe cer în momentul impactului. Oficiali din domeniul apărării izraeliene au declarat că partea hardware a sistemului nu a fost modificată de la punerea sa în funcțiune. În schimb, au fost operate actualizări de software care au făcut sistemul mult mai performant. Chiar dacă foarte mulți oameni și analiști din zona respectivă pun la îndoială supereficiența sistemului, motivând că și grupările Hamas și Jihadul Islamic și-au adaptat sistemele lor de artilerie, scutul Iron Dome a schimbat viața multor izraelieni în ultimii ani, permițându-le să ajungă la o anumită normalitate, mai ales în zonele din sudul țării care cândva trăiau sub teroarea tirurilor zilnice. Costul relativ mic al sistemului, pentru că reacționează numai în cazul unor amenințări specifice, are nevoie de mai puțini interceptori. Îl face atractiv și pentru alte guverne, inclusiv armata SUA, care a cumpărat deja două baterii. Armata română, de exemplu, are și ea un sistem de apărare pentru rază mică și medie de acțiune. E planificată o sumă de 2,6 miliarde de euro, o sumă de 10 ori mai mare decât au plătit izraelienii pentru Iron Dome.
Istețimea acestui sistem, Iron Dome, e că el calculează traiectoria rachetei și o interceptează doar dacă se constată că această rachetă cade într-o zonă populată sau asupra unui obiectiv strategic. Aici este diferența, în principal de cost. Altfel, nu se consumă acea rachetă. Tocmai din această cauză, poate și Ungaria a decis să ia sistemul de radar, în primul rând, nu și lansatoarele. E o eficiență nemaipomenită ca radarul să stabilească locul de cădere și racheta să pornească doar dacă constată că racheta inamică va pica pe o zonă populată, tocmai pentru a face economie de rachete. Israelul are 10 baterii de Iron Dome. Fiecare baterie are aproximativ 4 lansatoare de rachete, ceea ce înseamnă că poate trimite 20 de rachete dintr-o dată. Dacă facem un calcul, observăm că într-o singură salvă ei pot trimite 800 de rachete, ceea ce înseamnă foarte mult, ținând cont că o baterie acoperă 150 de kilometri pătrați. Viața în fâșia Gaza e una foarte dură în raport cu timpul pe care îl trăim. Pentru cea mai mare parte a locuitorilor din Gaza, atât intrarea cât și ieșirea din țară sunt misiuni aproape imposibile. Dar nici Israelul, nici Hamas și nici chiar interdicția de a ieși din țară nu enervează pe palestinienii din Gaza, cum o face lipsa curentului electric. Doar 8 ore de curent pe zi, 4 dimineața, 4 seara. Atât curent furnizează autoritatea palestiniană, care guvernează și în Cisjordania. Un tânăr inginer declara următoarele. Condițiile de viață din Gaza sunt îngrozitoare. Suntem sub asediu. Avem electricitate doar 8 ore pe zi și nu putem construi nimic așa. De asemenea, nu există materiale de construcție aici. Agricultura a fost și ea diminuată masiv. Suntem deprimați. E pentru prima dată când simt că viața, mai ales aici, nu mai merită trăită. Fâșia Gaza are aproximativ 2 milioane de oameni, Gaza având 41 de kilometri lungime și 10 kilometri lățime. O mică enclavă mărginită de Marea Mediterană, Israel și Egipt. Tensiunile dintre Gaza și Israel au devenit recent cele mai grave violențe de câțiva ani și au determinat ONU să avertizeze despre un posibil război pe scară largă. Ocupată inițial de Egipt, Gaza a fost capturată de Israel în timpul războiului din Orientul Mijlociu din 1967. Israelul și-a retras apoi trupele și aproximativ 7.000 de coloniști în 2005. Acesta se află sub controlul grupului islamist militant Hamas, care a expulzat forțele loiale autorității palestiniene, care guvernau atunci, după o ruptură violentă în 2007. De atunci, Israelul și Egiptul au restricționat circulația mărfurilor și a persoanelor în și în exterior, în ceea ce spun că sunt măsuri de securitate împotriva militanților. Hamas și Israel au purtat un scurt conflict în 2014, iar în 2021 au izbucnit din nou ostilitățile dintre cele două părți. Luptele din Gaza au început după săptămâni de tensiune israeliano-palestiniană în Ierusalimul de Est, ocupat, care au culminat cu ciocniri între un loc sfânt venerat atât de musulmani cât și de evrei. Pe 10 mai, Hamas a început să tragă rachete după ce a avertizat Israelul să se retragă de pe sit, declanșând atacuri aeriene de represalii. Schimburile s-au intensificat apoi și ostilitățile au crescut rapid în cea mai gravă violență dintre Israel și Gaza din 2014 încoace. 80% potrivit ONU din populația din Gaza depinde de ajutorul internațional, iar aproximativ 1 milion de oameni se bazează pe ajutorul alimentar zilnic. Blocada impusă de Israel a afectat grav mișcările de intrare și ieșire din fâșie și capacitatea de a face comerț, lucru elementar. Pentru a încerca să ocolească blocada, Hamas a construit o rețea de tuneluri pe care le folosește pentru a aduce mărfurile în fâșie și de asemenea ca centru de comandă subteran. Israelul spune că tunelurile sunt folosite și de militanți pentru a se deplasa în afara vederii și că sunt vizați de atacuri aeriene. Fâșia Gaza are una din cele mai mari densități de populație din lume. Potrivit ONU, aproape 600.000 de refugiați din Gaza locuiesc în 8 tabere aglomerate. În medie există mai mult de 5.700 de oameni pe kilometru pătrat, foarte similar cu densitatea populației din Londra, dar această cifră crește la peste 9.000 în orașul Gaza. Sistemul de sănătate publică din Gaza se află într-o stare precară din diverse motive.
blocajul Israelului și Egiptului, cheltuielile cu sănătatea și conflictul politic intern, probabil că sunt de vină. ONU ajută prin administrarea a 22 instituții medicale, dar un număr de spitale și clinici au fost deteriorate sau distruse în conflictele anterioare. Mai mult de 1 milion de oameni din Gaza au lipsuri alimentare moderate până la severe, potrivit ONU, în ciuda faptului că mulți au primit o formă de ajutor alimentar. Au fost deschise puncte de trecere a frontierei pentru a permite trecerea convoaielor de ajutor, dar bombardamentele au cauzat unele perturbări. Restricțiile israeliene la accesul terenurilor agricole și la pescuit au redus cantitatea de alimente pe care locuitorii fâșiei le pot produce singuri. Israelul impune o limită de pescuit, ceea ce înseamnă că oamenii din fâșie pot pescui numai la o anumită distanță de țărm. ONU spune că dacă limita ar fi ridicată, pescuitul ar putea oferi locuri de muncă și o sursă ieftină de proteine pentru oamenii din Gaza. După ultima creștere a violenței, Israelul a interzis temporar orice pescuit din fâșia Gaza. De-a lungul anilor a stabilit limite diferite pentru zona de pescuit, perturbând mijloacele de trai ale aproximativ 5.000 de pescari și lucrători conexi. Majoritatea oamenilor din Gaza suferă de un deficit de apă. Apa de la robinet e sărată și poluată și nu e potrivită pentru băut. În timp ce majoritatea gospodăriilor din Gaza se află într-o rețea de apă conductată, familiile au primit apă doar 6-8 ore la fiecare 4 zile în 2017, din cauza insuficienței energiei electrice. Acest lucru a fost redus și mai mult în ultimele atacuri. ONU a stabilit cerință minimă pentru necesitățile zilnice de apă la 100 de litri pe cap de locuitor, pentru a acoperi spălarea, gătitul și băutul apei. În Gaza, consumul mediu e de 88 de litri. Canalizarea este o altă problemă pentru locuitorii din fâșia Gaza. 78% din gospodării sunt conectate la rețelele publice de canalizare. Stațiile de epurare sunt supraîncărcate, mai mult de 100 de milioane de litri de canalizare parțială, tratată și brută e pompată zilnic în Marea Mediterană. O nouă stație de tratare a apelor a început să funcționeze în 2021 pentru a ajuta la rezolvarea problemei. Mulți copii frecventează școli conduse de ONU și multe dintre ele acționează ca locuri de adăpost pentru persoanele care au fugit din ultimele bombardamente. Potrivit Agenției Palestiniene pentru Refugiați, 64% din cele 270 de școli au un sistem de dublă schimbare, cu o școală de elevi doar dimineața și o alta după amiază. O clasă medie are undeva la 41 de elevi. Rata de alfabetizare pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani e de 98%, crescând în ultimii ani. Doar 66% dintre elevi rămân pentru a finaliza studiile. Șomajul, din păcate, este ridicat în rândul tinerilor. Gaza are una din cele mai tinere populații din lume, cu aproape 65% populație sub 25 de ani. Din afară, probabil, e foarte greu să ne imaginăm cum e viața de zi cu zi de acolo. Pe stradă e beznă totală după lăsarea întunericului, iar aici colo câte un magazin mai chivernisit își permite să ardă motorină ca să țină o vitrină luminoasă la stradă. Nu ai unde să-ți pierzi vremea prin orașele din fâșia Gaza, după lăsarea întunericului. Poți să intri într-o cafenea, dar alcoolul, de exemplu, e interzis complet acolo.